Salut! Astăzi voi face o mică modificare un pic neașteptată, așa că profit de ocazie și voi schimba volanul. Deci asta este volanul meu, cu care mașina a venit, nu l-am schimbat, nu nimic. Și îl voi schimba cu acesta. E un volan de pe un Scirocco, dar mai am văzut că mai sunt și alte Passaturi cu modelul ăsta. Cu o versiune airline dotată sau, mă rog, luate de pe un GTI, ceva de genul. Dar sunt asemănătoare, au aceleași butoane, doar forma diferă un pic, aici e deșită și un pic prin margini, e un pic mai gros și mai proeminent. Pentru că sunt exact aceleași volane, nu va mai trebui să fac niciun fel de modificare, așa că e doar plug and play și hai să vedem procesul de retrofit. Deci primul pas e să pui volanul într-o poziție de 90 de grade, iar în partea din spate, cum se vede, hai să focuseze aici, există o clemă care trebuie apăsată în jos și în cealaltă parte la fel. Asta eliberează airbag-ul și atunci vei avea acces la șurubul din mijloc. Odată scoase clemele, airbag-ul vine afară, după care trebuie să scoase mufele de pe volan, cea galbenă de aici. Așa. Alea rămân acolo și mai sunt unele interior. Bun, deci am reușit să scoatem și șurubul. În lipsa cheii potrivite am folosit un Torx de 55, care se potrivește foarte bine. Și ce vreau să mai menționez e, în momentul în care vei scoate volanul, spira aceasta, să o lași în aceeași poziție și volanul să-l pui la fel ca cel vechi, deci nu trebuie mișcat. Hai să văd acum dacă se potrivește volanul. Ce trebuie. Bun, ghidajul, o să-l arăt eu un pic, deci pe butuc există o bungă și pe volan care trebuie să aliniate și atunci volanul va sta drept. Ok, asta e primul pas, punem șuruburile, le strângem, probăm airbag-ul, dacă se potrivește, dacă sare și atunci finalizăm. Gata! L-am montat! Altă viață! Plus 5 cai! Nu, într-adevăr, lăsând gluma la o parte, chiar e un volan foarte frumos și partea de jos mai deșită aici, pentru persoane un pic mai înalte poate că ajută, dar aici e un pic mai proeminent, îl ții mai sportiv, mai hotărât în mână. Chiar arată foarte bine. Aceleași comenzi, toate sunt la fel. Deci cam atât pentru astăzi. A fost un clip mai scurt, scurt și la obiect. Am apucat să-l și conduc pe o porțiune cât de cât scurtă până acum și se simte foarte bine în mână, mai sportiv. Nu că mașina ar fi foarte sportivă, dar, mă rog, volanul se ține foarte bine în mână și e un pic mai gros, ai o priză mai bună. Îmi place foarte mult cum arată. Și forma asta îi dă și o idee de a fi un pic mai mic. Nu e, dar ideea de a fi mai mic e acolo. Ok, și în încheiere, dacă ți-a plăcut clipul ăsta, un like acolo e de mare ajutor. Vă aștept în comentarii să mai discutăm una alta. Și până data viitoare, numai bine! Ciao!